John Hatteras. Copia documentului a fost depusă în interiorul cairnului într-un cilindru de tablă perfect închis și mărturia marii descoperiri rămase astfel părăsită pe aceste stânci pustii. Apoi cei patru oameni și capitanul un biet trup fără suflet și credinciosul său duc, trist și plângător, se îmbarcară pentru călătoria din întoarcere. Era ora 10 dimineața. Din pânza cortului au făcut o velă nouă, baleniera alunecând cuvântul de pupa părăsi insula reginei, iar seara, doctorul, ridicat în picioare pe bancheta sa, trimise un ultim salut muntelui Hateras, ale cărui flăcări străluceau la orizont. Traversarea a fost foarte rapidă, marea, peste tot liberă, le-a îngăduit o navigație ușoară și părea cu adevărat mai lesne să fugi de pol decât să te apropii de el. Dar Hateras nu era în stare să mai înțeleagă ceea ce se întâmplă în jurul lui. Rămânea întins în baleniera, mut, cu privirea stinsă, cu brațele încrucișate pe piept, cu ducul la picioare. În zadarii se adresa doctorul. Hateras nu l-auzea. Timpul de 48 de ore, vântul a fost favorabil și marea destul de liniștită. Claubonii și tovară și săi se lăsau în voia brizei de nord. La 15 iulie, recunoscura Altamont Harbour, spre sud, dar cum Oceanul Polar era degajat de-a lungul întregii coaste, în loc să traverseze cu sania Ținutul Noi Americii, hotărâră să locolească și să ajungă pe mare la Golful Victoria. Drumul era mai rapid și mai ușor. Într-adevăr, distanța pe care călătorii o străbătuseră cu Sania în 15 zile, o parcurseră, navigând doar în 8 zile și, după ce urmară șerpuirile unei coaste de antelate de numeroase fiorduri, a căror configurație o fixară, sosiră luni seara, la 23 iulie, în Golful Victoria. Baleniera fu ancorată puternic de țărme și fiecare se repezi spre Fort Providence. Dar ce dezastru, Casa doctorului, magazile, depozitul de pulbere, fortificațiile, totul se transformase în apă sub acțiunea razelor solare, iar proviziile fusese prădate de animalele carnivore. Trist și dezamăgitor spectacol. Navigatorii își terminaseră aproape proviziile și se bizuiseră că și le vor reface la Fort Providence. Imposibilitatea de a-și petrece acolo iarna deveni evidentă ca oameni obișnuiți să ia repede o hotărâre, deciseră să ajungă la Marea Bafin pe drumul cel mai scurt. N-avem altă soluție, spuse doctorul, Marea Bafin e la nici 600 de mile. Atâta timp cât nu ne va lipsi apa, vom putea naviga cu baleniera ca să ajungem la strâmtoarea Jones și de acolo la așezările daneze. Dar răspunse Altamont, să adunăm ce ne-a mai rămas din provizii și să plecăm. Căutând bine, găsiră câteva lăzi de pemican, risipite Ici colo și două butoiașe de carne conservată, care scăpaseră de distrugere. Într-un cuvânt, aveau provizii pentru șase săptămâni și praf de pușcă în cantități suficiente. Toate astea au fost adunate în grabă, au profitat de ziua aceasta ca să-și călăfătuiască baleniera. Să o pună din nou în bună stare și a doua zi, 24 iulie, luară iarăși drumul mării. Uscatul la latitudinea de 83 de grade se înclina spre răsărit. Era posibil să întâlnească acele ținuturi, cunoscute sub numele de ținuturile Green, Iemere și Lincoln Septentrional, care formează linia de coastă a Mării Baffin. Se putea, deci, considera ca un lucru sigur că strâmtoarea Jones se deschidea către mările interioare, ca și strâmtoarea Lancastre. Baleniera naviga de atunci fără mari greutăți, ea evita cu ușurință ghețurile plutitoare. Doctorul, prevăzând posibilitatea unor întârzieri, le reduse tovarășilor săi rația la jumătate, dar în fond, aceștia nu se oboseau prea tare și se simțeau sănătoși. De altfel, nu se întâmplă să nu tragă și câte un foc de armă, vânară rațe, gâște și garii care le furnizau o alimentatie proaspătă și sănătoasă. Cât despre rezerva lor de lichid, o refăceau ușor datorită blocurilor de gheață din apă dulce care le ieșeau în cale, căci aveau mereu grijă să nu se depărteze de coaste, baleniera neîngăduindu-le să se avânte în largul mării. În această perioadă a anului, termometrul se menținea aproape în mod constant deasupra punctului de îngheț. După ce vremea fusese adesea ploioasă, începu să ningă și să se întunece, soarele cobora spre orizont, iar discul lui se lăsa ciuntit din zi în zi mai mult. La 30 iulie, călătorii încetară pentru prima oară să-l mai vadă, adică avură o noapte de câteva minute. Totuși, baleniera înaintea în bune condiții și adesea parcurgeau 65 de mile în 24 de ore. Nu se opreau niciun moment, știau câte ar fi avut de îndurat, câte piedici ar fi întâmpinat dacă ar fi trebuit să ia calea uscatului, iar aceste șenale strânte aveau să devină în curând o singură întindere, aici colo, se și formase răghețuri noi la latitudinile înalte, iarna vine brusc după vară, nu există nici primăvară, nici toamnă, anotimpurile intermediare lipsesc. Trebuiau, deci, să se grăbească. La 31 iulie, cerul fiind limpede, după apusul soarelui zăriră primele stele în constelațiile zenitului. Începând din ziua aceea domnul permanentă care îngreuna considerabil navigația, Doctorul, văzând cum se înmulțesc semnele iernii, deveni foarte îngrijorat, știa prin câte greutăți a trecut John Ross ca să ajungă la Marea Bafin. După ce își părăsise vasul, lăsând o încercare să treacă printre ghețuri, acest marinar îndrăzneț fusilit să se înapoieze la vasul lui și să ierneze a patra oară, dar cel puțin avea un adăpost pentru vremea rea, provizii și combustibil. Dacă li s-ar fi întâmplat supraviețuitorilor lui Foroard o asemenea nenorocire, dacă ar fi fost siliți să se oprească sau să se întoarcă, erau pierduți. Doctorul nu spuse nimic tovarășilor săi despre neliniștile sale, dar îi grăb să meargă cât mai departe spre est. În sfârșit, la 15 august, după 30 de zile de navigație destul de rapidă după ce luptaseră timp de 48 de ore împotriva ghețurilor care se adunau prin șenale, după ce își riscaseră de 100 de ori șubreda lor baleniera, navigatorii se văzură opriți cu totul, fără să poată merge mai departe, marea era înghețată din toate părțile, iar termometrul nu mai arăta în medie decât 15 grade deasupra lui zero. De altfel, peste tot, la nord și est, era ușor de recunoscut apropierea unei coaste, după pietricelele plate și rotunite pe care valurile le șlefuiesc pe țărme. De asemenea, se întâlnea tot mai deschiața de apă dulce. Altamont lua relevmentele cu o precizie riguroasă și stabil că se aflau la 77 de grade 15 latitudine și 85,2 longitudine. Așadar, spuse doctorul, iată poziția noastră exactă. Am atins lincolnul septentrional, chiar la capul Eden, intrăm în strâmtoarea Jones, cu ceva mai mult noroc, am fi găsit o liberă până la Marea Bafin. Dar nu trebuie să ne plângem. Dacă bietul meu, Hateras, s-ar fi întâlnit de la început o mare atât de ușor de străbătut, ar fi ajuns repede la pol. Tovarășii lui nu l-ar fi părăsit, iar el nu și-ar fi pierdut mințile din cauza atâtor frământări. Atunci spuse Altamont, n-avem de luat decât o singură hotărâre, să părăsim baleniera și să ajungem cu Sania pe coasta orientală a ținutului Lincoln. Bine, răspunse doctorul, să părăsim baleniera și să luăm Sania, dar în loc să traversăm Lincolnul, propun să traversăm pe gheață strâmtoarea Jones și să ajungem la devonul septentrional. Și de ce? Întreba Altamont. Pentru că, cu cât ne vom apropia de strâmtoarea Lancastre, cu atât vom avea șanse mai mari de a întâlni acolo vânători de balene. Aveți treptate, doctore, dar mă tem că ghețurile nu s-au unit încă de ajuns de bine pentru a ne oferi o trecere lesnicioasă. Vom încerca, răspunse Clauboni. Baleniera fu descărcată, Bell și Johnson montară din nou Sania. Toate piesele erau în stare bună. A doua zi fură nămați câinii și o luară de-a lungul coastei ca să ajungă la Icefield. Reîncepu călătoria de atâtea ori descrisă obositoare și înceată. Altamont avusese dreptate să nu se încreadă în starea gheții, nu putură să traverseze strâmtoarea Jones și trebuiră să meargă pe coasta Lincoln. La 21 august, călătorii, tăind drumul de-a curmezișul, sosiră la intrarea în strâmtoarea ghețarului, acolo se aventurară pe Icefield și, a două zi, ajunseră la insula Coburg, pe care o străbătură în mai puțin de două zile pe vreme de viscol atunci putură să ia din nou drumul mai ușor al câmpurilor de gheață și în fine, la 24 august, puseră piciorul pe devonul septentrional. Acum, spuse doctorul, nu ne mai rămâne decât să străbatem acest ținut și să ajungem la capul oarender, la intrarea în strântoarea la Dar vremea deveni îngrozitoare și se făcu foarte fric, rafalele, vârtejurile de zăpadă și reluară violența din timpul iernii, călătorii se simțeau ajunși la capătul puterilor proviziile le erau pe sfârșite și fiecare trebuia să-și reducă rația la o trăime, ca să păstreze pentru câini o hrană proporțională cu munca lor. Natura solului contribuia mult la oboseala călătoriei. Acest ținut al devonului septentrional era foarte accidentat. Trebuiră să străbată munții Trauter prin niște chei de netrecut, luptând împotriva tuturor elementelor naturii dezlănțuite. Sania, oamenii și câinii erau cât piaci să rămână acolo și, nu odată, deznădejdea puse stăpânire pe micul grup atât de călit, totuși, și atât de obișnuit cu truda unei expediții polare. Dar fără să-și dea seama, acești biți oameni erau uzați atât din punct de vedere fizic, cât și moral, nu se pot suporta, fără să resimți urmările, 18 luni de eforturi permanente și o succesiune enervantă de speranțe și descurajări. De altfel, trebuie să remarcăm că mersul către țintă se face cu un avânt, cu o convingere și o încredere care lipsesc la întoarcere. Așa că nenorociții de abia se mai târau, se poate spune că umblau din obișnuință, împinși de un rest de energie vitală, aproape independentă de voința lor. Abia la 30 august ieșiră, în fine, din haosul acesta de munți, despre care descrierea zonelor joase nu poate să ofere nicio idee dar ieșiră de acolo stâlciți și pe jumătate înghețați. Doctorul nu mai reușea să-și îmbărbăteze tovarășii și chiar el se simțea sfârșit. Munții Trauter se terminau într-o câmpie plină de ridicături de teren și gropi, rămas astfel de pe vremea când s-a ridicat muntele. Acolo trebuiră să facă neapărat un popas de câteva zile. Călătorii nu mai puteau să facă un pas, doi dintre câinii nămați la sanie muriseră istoviți. Așadar s-au adăpostit în dărătul unui bloc de gheață, pe un fric de două grade sub zero, nimeni nu a avut curajul să întindă cortul. Proviziile se reduseră foarte mult și cu toată zgârcenia maximă cu care se distribuiau rațiile, nu puteau să ajungă pentru mai mult de opt zile. Vânatul era rar și se refugiase, pentru timpul iernii, într-un climat mai puțin aspru. Moartea prin foame se ridica, deci, amenințătoare, în fața victimelor ei, sfârșite de oboseală. Altamont, care dădea dovadă de un mare devotament și de o adevărată abnegație, profită de puținele puteri care îi mai rămăseseră și hotărâ să procure, vânând ceva hrană pentru tovară și săi. Își luă pușca, îl strigă pe duc și se înfundă în câmpiile din nord, doctorul, Johnson și Bell îl priviră îndepărtându-se, aproape cu indiferență. Timp de o oră, nu auziră nici măcar o dată de tunătura puștii sale și îl văzură întorcându-se fără să fi tras măcar un foc, dar americanul venea alergând ca un om îngrozit. Ce s-a întâmplat? Îl întrebă doctorul. Acolo? Sub zăpadă. Răspunse Altamont, cu o spaimă în glas, arătând către un punct al orizontului. Ce e? Un grup întreg de oameni. Vi, morți înghețați și chiar. Americanul nu îndrăzni să-și termine gândul, dar figura lui exprima o groază de nedescris. Doctorul Johnson Bell, reînsăflețiți de această întâmplare, găsiră puterea de a se ridica și se târâră pe urmele lui Altamont, către acea parte a câmpiei pe care dânsul o arătase cu Sosiră în curând într-un spațiu înghesuit în fundul unei albi adânci și acolo, ce spectacol li se înfăță privirilor. Cadavre țepene pe jumătate îngropate sub lințoliul alb, Ieșeau și colo de sub stratul de zăpadă, aici un braț, dincolo un picior, mai departe mâini încleștate, capete ce păstrau încă fizionomia lor amenințătoare și disperată. Doctorul se apropie, apoi se dădu înapoi palid, cu fața răvășită, în timp ce duc lătra cu o spaimă sinistră. Groaznic! Groaznic! Exclamă el. Ce e? Întrebă șeful de echipaj. Nu i-ai recunoscut, Întrebă doctorul cu glas schimbat. Ce vreți să spuneți? Privește! Aceasta albifusese când cândva teatrul unei ultime lupte a oamenilor împotriva crimei, a disperării, chiar împotriva foamei, căci, după anumite resturi înspăimântătoare, au înțeles că nenorociții s-au hrănit cu cadavre omenești, poate chiar din trupuri ce mai respirau încă și printre ei. Doctorul îi recunoscu pe Shandon, pe Pen, jalnicul echipaj al lui Forward, Nefericiți aceștia își pierduseră puterile, alimentele le lipseau, baleniera lor fusese probabil strivită de avalanșe sau zvârlită într. O prăpastie, așa că nu putuseră să profite de marea liberă. Se mai poate presupune, de asemenea, că s-au rătăcit în mijlocul acestor pământuri necunoscute, de altfel, niște oameni plecați cu gânduri mișelești nu puteau fi multă vreme legați între ei prin acea unitate care îți permite să înfăptuiești fapte mari. Un conducător de răufăcători dispune de o putere îndoielnică. Și fără îndoială, Shandam fusese repede depășit de evenimente. Oricum ar fi, echipajul a trecut cu siguranță prin mii de chinuri, mii de momente de disperare ca să ajungă la această catastrofă înfiorătoare, dar secretul mizeriilor îndurate a rămas îngropat, odată cu ei, pentru totdeauna, în zăpezile polului. Să fugim, să fugim! Strigă doctorul și-și trase tovară și departe de locul acestui dezastru. Groaza le redase pentru moment energia. Porniră iar la drum. Capitolul XXV